Doamna Balint Elena Gabriela. Prezent. Domnul Bezărău Pietru. Prezent. Domnul Cojoc Mihai Sorin. Prezent. Domnul Gărățanu Ioan. Prezent. Domnul Hergele Giu Samuel. Prezent. Domnul Neagu Nicolae. Prezent. Dan. Doamna Ojoc Amelia. Prezent. Doamna Cucuță Tanta. Cine? Domnul Rafaela Adrian. Domnul Rafaela Ciprian. Prezent. Doamna Vântul Livia. Prezent. Putem începe ședința. Supunem la vot procesul verbal ședinței din 30 decembrie 2021. Cine este pentru, cine este potrivă, cine se abține, unanimitate. Dăm cuvântul doamnei primar, supunem la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este cea care ați primit-o prin convocator. Nu am disciplinat cu niciun proiect de ordine de zi. Cu niciun proiect de hotărâre. Supunem la vot ordinea de zi. Unanimitate. Invităm pe domnul consilier Gălățanu Ionel să conducă lucrările ședinței. Mulțumesc pentru. Trecem la ordinea de zi. Dacă aveți la început cineva să spuneți ceva în legătură cu ordinea de zi. Nu sunt întrebări, trecem la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pe luna februarie, martie și aprilie 2020. Inițiatorul proiectului este doamnă primarul Joc Adriana, îi dăm cuvântul. Așa cum știți și dumneavoastră, președinte de ședință este numit în ordine alfabetică, urma Hergele Giu, dar domnul Neagu, deci făcut în locul domnului Gălățeanu sau cum era? Nu, făcut. Normal, legal ar fi conform codului fiscal să supunem noi. Ați luat-o așa, am luat-o noi ca consilier totdeauna, codul fiscal spune că să propunem noi să alegem între noi. Dar dumneavoastră ați luat de la început inițiativa asta. Neagu a fost președinte de ședință, dar nu a fost numai o lună, care i-am făcut, că am spus eu atunci. De... Nu, a fost o ședință, nu a fost trei luni. A fost două luni, a fost două luni. Două ședințe au fost două luni. Da, la o ședință a lipsit. La o ședință, la o ședință care a spus și eu, că asta, uite, vă ajut. Da, dar o lipsit că nu a putut el ajunge. Dar au fost prezent online. Dar el era nominalizat ca președinte de ședință a fost. Poftiți? El făcea parte din nominalizarea aia de președinte, dar nu a putut ajunge la ședință. Da, și am... Și a spus dumneavoastră. Am fost ales eu. Da. Deci, domnul Hergele Giu Samuel e propus. N-ar fi corect să fie propus de dumneavoastră, dar hai să admit, deci așa, dar spun la vot. Dar de ce nu face dumneavoastră proiectul de hotărâre, domnul Gălățanu? Am mai spus-o o singură dată ați venit la începutul mandatului, o singură dată ați venit că și-ați lăsat că să propunem noi. O singură dată. Ce era dacă era de asta și noi știam ca consilier? Domnul primar, dumneavoastră, eu cred că uitați sau nu vreți. Nu vreți, clar. Nu uitați, că țineți minte lucruri foarte vechi, deci nu vreți. Dar și dumneavoastră, la începutul mandatului, dumneavoastră, când spun, nu mă refer la Gălățanu Ionel, la toți consilierii, așa ați hotărât. Să rămână în ordinea alfabetică, fiecare cum îi vine rândul, nu? Da, domnul primar, nu cer scuze dacă dumneavoastră ați înțeles greșit. Dar nu este vorba că trebuie să vă cereți scuze. Problema este că dacă ați hotărât să vină în ordinea alfabetică, vedeți dumneavoastră că ați înțeles greșit, eu am venit de exemplu ca să nu mai fi propus de dumneavoastră, să fie, noi știm și noi, consilierii între noi, că nu suntem puncte, că eu normal eram conștient că astăzi trebuia să o numim, să propunem pe cineva. Și eu propuneam eu, psami, dacă... Da, și proiectul trebuie, de hotărâre, deci de ce nu-l face dumneavoastră? Adică? Dumneavoastră veniți cu proiectul de hotărâre, da. Iar noi veneam cu propunerea. Eu propun că eu fac proiectul de hotărâre. Am înțeles, gata. Dumneavoastră o să propuneți când faceți proiect de hotărâre. Da. Da? Eu nu pot să fac un proiect de hotărâre și să propun puncte. Supunem la vot propunerea de președinte pentru următoarele 3 luni zile. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine mai spune că toată lumea. Nu știu. Da? Trecem la ordinea de zi numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice pentru anul 2022. Inițiatorul proiectului este doamna primarul Joc Adriana. Îi dăm cuvântul și aduc la cuvânt. Ați primit în material de dumneavoastră strategia anuală de achiziții și tot în mapă, cred, ați primit un extras din lege
având în vedere discuția de anul trecut, în care domnul Gălățanu ne spunea cum să aprobăm un plan de achiziții dacă nu avem bugetul. Tocmai pentru a evita astfel de discuții, v-am pus în mapă un extras din lege, unde scrie foarte clar strategia și planul se fac înainte de aprobarea cifrelor de buget, se modifică odată cu cifrele de buget sau de câte ori este nevoie. Dar obligația noastră este, conform articolului, nu mai știu acum, dar dumneavoastră eu v-am extras exact din lege, articolul 2. Așa, ca noi să o întocmim. Dar putem și da cifre, da? Da, da, și domnul președinte, să zice. Da, am citit asta, am luat la cunoștință. Cred că fiecare o aveți în mapă. Dacă aveți ceva discuții, pe mașa. Deci asta nu va rămâne mai mult, asigur, nu așa? Că cifrele de buget sunt... sau vor fi știe, așa cum le știm. Să știe cifrele din buget? Nu. Noi ne-am pus veniturile noastre, care sperăm că le vom colecta și atât. Așteptăm sumele. Da. Dacă nu sunt discuții, spune la... Dar acum dumneavoastră știți ceva în legătură cu bugetul? Dumneavoastră mai aveți informații de-astea? Chiar nu știu, în serios. Supune la vot. Cine este pentru? 10 pentru. Clomație. Trecem la ordinea de zi numărul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiari de ajutor social pe anul 2022. Inițiator, doamna primar, Bojoc Adriana, dăm cuvântul. Da, deci, după cum știți, în fiecare an aprobăm acest plan de activități care vor fi desfășurate de către cei ce sunt la 416, beneficiarii de ajutor social. Planul este același, pentru că nu sunt alte lucrări în alt an. L-ați citit, poate, dacă aveți întrebări. Dau cuvântul oficiului primar. La vedem să o leadă și ceva bunătățiri pentru... Planul e același. Asta, lucrările care sunt la care se efectuează, către beneficiari, sunt 37 în total, cu 23 cu obligații de muncă. Pe raza comunii. Dacă nu sunt întrebări, spunem la vot. Proiectul de hotărâri din pe ordinea 3, nu? Da, asta cu asistența socială. Cine este pentru? 10 pentru. Iumație. Trecem la proiect de hotărâri la numărul 4, nu? Da, asta e. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de management administrativ financiar ce se va încheia între Primăria Comunei Odobești și Directoarea Unității de Învățământ Preuniversitar din Comuna Odobești, precum și aprobarea indicatorului de performanță anexă a contractului de management administrativ financiar. Inițiator, doamna primar, Bojoc Adriana, îi dăm cuvântul. Da, în urma examenului pentru ocuparea postului de director, la cei care au directori, am primit o adresă de la Inspectoratul Școlar Județean. O să o dau citire. Vă trimitem în primul atașament adresa noastră a Inspectoratului Școlar privind numirea prin concurs a directorilor unităților de învățământ de județul Bacău. De asemenea, vă anexăm modelul de contract de management administrativ financiar ce trebuie încheiat cu directorul numit în baza articolului 247 din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, anexul la ordinul Ministrului Educației. Ne trimite modelul de
contract care l-aveți cu dumneavoastră, nu este un contract cu management adresat în Franția și la sfârșit indicatorii de performanță care ar trebui ca doamna director conform la acestui contract să-l ducă la îndeplinire. Dacă nu i-ar ști, eu pot să-i citesc indicatorii de performanță, contractul este un contract. Îl aveți. Dacă l-avem pe WhatsApp, nu l-avem scris. Da, voi îl putem printa dacă nu aveți imprimantă. Și-l doriți. Dacă are cineva imprimantă ca și-l are. Cine îl dorește, să știți că poate să-l imprimi. Să-l imprimi. Pe marginea acestui proiect, dacă sunt discuții sau întrebări. Atâta de clar, nu avem probleme. Foarte frumos. E bine, eu nu mai pun întrebări, că... Nu sunt întrebări de loc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10. Pentru, eu mă abțin. Trece la ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmăriri și verificare a măsurilor dispuse de decizia Camerei de Conturi Bacău numărul 26/1 din 5/1/2022. Inițiator, doamna primarul Joc Adriana. Dau cuvântul. La controlul de la Curtea de Conturi din 2019 am avut un raport cu măsuri. Am avut în decembrie control pe acele măsuri. Pentru cele care n-au fost duse la îndeplinire s-a dat un termen până pe data de... Ați avut control acum pe 5/1/2022. Deci pe 10 controlul l-am avut nu acum. Da, dar e adresa pe care trimitii. A, primit adresa? Da, da. Adresa? Nici, am trimis-o și la dumneavoastră mi-a trimis-o înapoi, de ce? Ce strâne? Prin WhatsApp mi-a trimis adresa înapoi. Din greșeală. M-am gândit că poate am așteptat și întrebări să mai îmi pune. Zic, nu-mi place ceva, nu-mi place decizia. Nu trebuie scoase din imprimanta aia. Da, uitat-o. Nu s-a pus-o. De asta nici n-am debutat, deci eu n-am citit. Dar nu mai merge nici apelul. Da? Nu mai merge? Păi nu mai merge. Data trecută nu l-am sunat. Dar de ce? Păi că nu mergea. E blocat. Bineînțeles că noi avem termen, deci pentru ducerea la îndeplinire până pe data de 10/04. Dumneavoastră, dacă ați citit raportul, dacă nu... Eu pot să vă citesc măsurile care trebuie duse la îndeplinire, că sunt puține și nu știu dacă pot să mă exprim așa, nu sunt situații financiare. Dar care dintre consilieri era prevăzut la Curtea de Conturi? Domnul Florea, domnul Pușcașu, da. Care n-au vrut în nicio formă să dea bani. Cine a mai fost, o plătit. Și-o plătit prin contră. Ei, domnul Pușcașu, că era în spital. Și nu... Trebuie să dea bani, o constatat Curtea de Conturi că trebuie să dea bani înapoi? Da, da. Când da, a venit la ședință? Da. Și că a primit bani, iar el era absent. Păi și să vă spun ce se nu-i vina lui. Nu știu a cui o fi vina. Trei absențe nemotivate. Nu, 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 dacă eu nu viu azi la ședință și tu mă plătești. Tu mă plătești? Da. Nu, 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 eu azi nu viu la ședință și tu mă plătești și nu-i vinovat eu? Eu tu să iau bani. Cine te plătești? De ce? Pentru că nu erau cinstiți. Domnul... Da, mă rog, nici nu mai contează. Dar nu trebuie să mai intrăm în detalii. Domnul Gălățanu știe prea bine. Nu, așa este, corect. Nu, eu am hotărât așa. Nu, eu am hotărât doamna contabilă, pentru că vă dați seama... Dar cineva asta cu sare? Băi, dar cum, de asta pentru... Dar de ce spui așa? Dacă n-ai fost primar... Eu n-am zis că... Auzi că n-ai fost primar, cum s-o plătit? Știi acu' e greșeala? Cine i-a pus prezent, domnul secretar? Și eu spun aici. Asta nu i-a zis. Tu ai sărit pentru doamna. N-ați înțeles. Nu era prezent. Dar cine era secretar? Păi nu era prezent. Păi da, nu, dar cine l-a pus prezent? Că nu era, de asta nu l-a pus prezent. Păi și dacă contabilitatea de vină vă stă acolo pe mine, contabilitatea, dacă vede că eu nu mă fac la raport, nu-mi dă numai jumătate? Corect. Păi ce vor din... Păi și atunci cine o greșește? Primarul și contabilul. Nu, de primarul, dar ce... Păi da, cum, contabilul i-a scos banii și primarul a aprobat. Prezența, prezența... Asta, păi era cu lipsă prezența.
Era corect. De asta au găsit curtea de cultul. Lipsa în prezența era corectă. Acum nu știam că au verificat hârtiile. Da, deci am hotărât cu doamna contabilă în fiecare lună asta și măsura am luat-o și am spus-o și la doamna. În fiecare lună eu o să dau 30 de lei, dumne ei 30 de lei. Dar câte, câte-i tot asta? Rău... 600 și ceva de lei pe persoană. Așa puteam să vedem și noi solidar cu... Nu-i nevoie, nu-i nevoie, nu-i nevoie. E greșeala noastră, ne-am însușit-o. Deci vino, vina era a mea. Ești de acord? Sau a dumitale. Ești de acord cu mine? Da. Adică dacă eu știu că n-am fost, la cine am însușit banii aia? Acum, haideți ce sunteți să vă zic. De câte ori asta, iei bani și la... Eu semnez și la două luni și la trei luni. La ce? La bancă mă duc jos. La mine e un caz mai special de zi. Vorbim că eu nu iau bani, eu iau... Pentru că nu te duci, dar toată lumea se duce în fiecare lună. Și dacă, nu, și dacă el s-a dus tot la fel ca și mine și poate eu și uitat. Da, și ei nu. Problema, domnul nu era consilier. Adică spun, eu nu cred că uitat domnul Pușcaș. Domnul Pușcaș nu uita nimic. Ai adus aminte de pe timpul meu. Ai adus aminte că s-o luași de pe timpul meu. A fost o înțelege. Poate a fost... Păi și atunci... Păi și atunci a fost înțelege. Dacă o mie să înțelege, atunci nu putea să-l chemi să semneze? Domnul Gălățanu, domnul vorbim, dacă hai să vreau să spunem lucrurile pe... Domnule, oprește-te, păi nu știi despre ce-i vorba. Păi nu știu despre ce-i vorba, dar văd cum acuză. Păi nu știți, asta nu-i bine să mai vorbiți, că nu știți. Când era să lasă înțelegerea, era înțelegere și atunci la început a fost înțelegere și pe urmă domnul Cojoc a zis nu. Cine vine? Bă, da, eu când am fost de ședință. Cine vine, vine, cine nu, nu. Cine și prezent, s-a terminat. Prezent, cine prezent. Înțelegerea. Asta a fost. Se pare și corect. Ai, asta este. Și după aia a fost lumea corectă. Eram prezent de ședință și având în vedere că fusese câteva divergențe, am zis că să... Nu să fie corect. Ca să înțelegi. Dar n-am nu fusese tu, nu fusese tu și alții. Și tu erai dintre ei, dar nu s-a mai. Adică înțelegi, nu mai bine să... Deci a fost corect. Mai sunt întrebări, că dacă din lălăi e așa, din lălăi e părământ. Eu am văzut, am băgat. Îmi cer scuze, poate că... Dar nu trebuie, dar noi știm că sunt anumite lucruri, dar nu aveți o să le știți. Pe... Domnul Florea, motivație, care a dat cumva care trebuie la bac, cumva pe acolo. Ce este și corect acum, de exemplu, dacă vrem așa, și conform legii, de exemplu, dacă eu mă învoiesc, mă învoiesc și am o treabă și într-adevăr da. Suntem de acord, dar nu să fie în mod să repetat. Nu este să nu fii plătit. Ești învoie, dar nu ești plătit. Dar nu trebuie să fii plătit. Deci, în cazul special, acum ca să vă spun dumneavoastră, dați-mi și mie o informație. Așa, da. Eu sunt angajat la primăria Obrăbesc și mă învoiesc dumneavoastră și în ziua aia nu mă plătiți? Nu. Aia. Nu, domnule. Când e în voie, nu-ți plătești? Nu. Dar, în schimb, poți să faci o zi duminică să vii la servici. Asta te decide domnul ducător. Bine. Mai sunt întrebări? Domnul, am glumit cu duminica, dar dacă e în situații de urgență. Păi eu nu știu de asta. Stai noaptea la telefon. Și dacă Florea, poate au făcut pentru... Dar nu se compară. Păi Florea... Salariatul e salariatul. Nu, dar Florea au făcut niște activități, am înțeles, prin comun, prin mandatul. Da? Eu ce am auzit? Niște activități care au făcut pentru folosul comunității. Ca virgulă consilier. Ca virgulă consilier. Și puteai să-l luați în seamă. Nu. Dar noi l-am luat de asta. Dar noi l-am luat, dar de conturi meu. Că ei fac și vor, doar știi prea bine. Noi l-am luat în seamă. Ei propun și... Mai sunt întrebări, eu le experiență și... Oricum ești președinte. La ședința următoare ți-am spus că nu scot un cuvânt. Vezi că de ce? N-am zis că ai zis, vezi dacă m-am ținut. Dar atunci ce mai zic oamenii? Ce mai zic oamenii când numai Mitali vorbește în ședință și alții nu? Păi nu mai vorbesc. Dacă nu mai vorbești, ce zic oamenii după aia? Păi eu știu ce zic, nu știu ce zic și așa, așa, nu știu ce așa. Hai, la. Mai faci și nu sperie din nou, dar noi nu suntem la... Chiar îl iau. Ăia în Parlament se bat, dar păi noi aici, noi suntem o mână de oameni. Bă, dacă văd că într-adevăr te urmează Stefan, nu plec acasă și la revedere. Ce-a zis? Dar ce-a zis? Scurt, vă ridic. Văd că te răstești la mine și asta, ca să evit toate. Dar cine se răstește? Da, nu-mi răstește. Da, mă ridic, plec și prima să vorbești. Da, nu avem niciun interes. Eu nu, cel puțin. Dar haideți să trecem la ordine. Dumneavoastră trebuie să mai înțelegeți. Și pe cei care au o vârstă, care nu mai au de urechi și aia vorbesc mai tare de obicei. Dar nu înseamnă că se răspiesc la ceva. Ce ușor e moderat. Dar eu știu că vă periați așa, dar... Da, vă rog frumos... Deci vă asemănați amândoi acolo. Vă rog frumos să nu mă periați așa. Dar eu nu mă perii. Că mă periați cu o sârmă de sârmă și mă ustură.
mă doare la... Și văd că mai dă și sângele. Și când văd de sângele, normal, reacționează. Deci au început să apartă. Ia uite, ia uite. Uite, nașul dacă l-am văzut. Dar acum v-ați inversat, nașul dumneavoastră? Nașul nu, eu nu, eu zis, un europarlamentar, o să de azi minaș. De atunci am fost oficial... Politic. Păi, păi, politic de politic? Na, ce zi, asta e, sunt toar ce roata. Să nu iau, vreau, sunt toar să da. Cum am plecat eu de la acolo? Trebuie să plec și nu. Invers, nu? Unii. De la PNL, cum am plecat? Ai, dar cum ai plecat? Cu ștul în fund, nu? Da. Auzi, și ți-l da ștul ăla, hai, că eu iau eu. Domnea voastră, cu domnul Cocarcea, cu toată gașca. Da, bă, da. E compa. Vă rog frumos să trecem la ordinea de zi. Că, asta a urmat proiect. Păi nu, păi nu. Nu mai avem asta, proiectul ăsta, numărul. Asta să, bă, că nu sunt discuții, s-au dus, dus în altă parte, în alte direcții discuțiile. Domnul Cojo se râde. Nu, no, muși din buze, nu vedeți dumneavoastră, da? Da, sunt muși din buze. Să vă sucă buzele cu masca. Da, da, da. Păi da, da, îți aducă și o bară minerală. N-am mă ce să râd. Nu avem aici așa. Imedia la diverse. La protocol. A, păi nu, ca la diverse. După aia ziceți că vin duiesc consilierii. Da, da, da. Doamne, noi aprobăm bugetul. Aprobăm bugetul și iar... Păi și ați aprobat, n-ați aprobat nică azi. Nu am aprobat, am aprobat prima dată. Dumneavoastră. Păi dacă nu am și proces verbal... Eu țin la votul dumneavoastră, sunt foarte atentă. Da, da. Cum ați dat la sărbători, am înțeles câte o șampanie, cred că mi-ai dat și consilierii câte o șampanie. Acum eu o să vă spun, eu am acasă, mulțumesc Dumnezeu să le pot să-mi dau pe necare. Dar mă gândiați pentru ăștia la 10, trebuia să aduci și 10, una, vedeți că eu nu votez. Aduceți una. Dar deci erau proiecte care nu trebuiau aprobate la... Nu, 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 așa era gest, așa era frumos, gest, nu? Gestul care l-ați făcut. Ei, dar eu mă rezerv pentru că nu o scris dumneavoastră, pentru prima, că... și eu consilier. Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre ăsta cu, cu numărul 5, cu decizia Camerei de Conturi, dacă numărul 26 din... 5. Pe 1 din 5-1-2022. Mă ajut, bravo, mulțumesc. Cine este pierdă? 10, domnul secretar, eu mă abțin. Ești frumos. Dacă vreți asta, pot să aduc și o opinie separată scrisă de ce m-am abținut la vot. Scrisă, vă rog. Nu ai dat verbal, că... La, trecem la ordinea de zi, la numărul 6, întrebări, interpretări și răspunsuri. Alte probleme din comun. Vă rog frumos să... Vă scris la cuvânt. Totul e în ordine, totul e perfect. Domnul Ciprian a zis de pământul și ala, bă, mai duci la tata, a văzut că nu-i luat nici acum, tot. Acum și simt mai dacă se pare. O fost luat jumătate, este luat. Jumătate, da, da. Așa e. Da, așa este luat? Da, luat, da. Așa e, din ce? Stai, e, o venit zapada, o venit în gheță, nu am mai putut. O să când o să duci gheță. Da, era și când era, da. Va veni curățenia din primăvară, sperăm să fie ca dumneaș. Vă încurcă. Hă? Vă încurcă. Ce bă? Pământul, sau ce e pământul? Cum o să am văzut acolo că a ridicat o problemă, domnul consilier, nu era în ședință, a ridicat o problemă de ridicare a pământului, cât la chiar a plăcut. Curăță șanțul. O curăță șanțul. Curățată... Da, da, 416. Dar cine? Romic, romic l-o curăță. Nu, dar cine să-l ia? Dar l-o lua jumătate. A, l-o lua jumătate. Mă gândeam că noi n-avem nici viceprimar în comună, n-avem nici angajați. Dar cum ai n-avem trei vici primari? Ce spui? Trei vici avem? Trei, bă, cine ai, bă, tu nu știi? Da, dar știți cum unul dintre ei m-a făcut prost? Păi nu, dacă are... Am întrebat ce caută cu domnul vici primar? Dacă te-o făcut prost, nu te-o făcut. Ți-o zis atâta, dar da, dacă ți-o zis, că ești prost, da. Sincer, acum asta să răspund eu, trebuia să-l întreb, are studii cineva cu asta de ea decizia asta? Nu. Sau, l-am întrebat că era cu domnul vici primar. L-am întrebat ce face, care serviciului. Eu știu ce zi de zi, da? Zice că prostul moare de grijă altuia și când le de drum lung. Dacă vă... Vi se pare ceva normal. La 3 pleacă la Bacău. Domnul Benoni Crețu. Păi dar nu mai știu... În fiecare zi. Vreau un raport de activitate, domnul viceprimar. Zi de zi, 8 cu 4, 8 cu 16. Și pentru dumneavoastră și pentru el. Să veniți în ședința de data următoare să-l prezentați. Propuneți. Propuneți. Bravo. Bravo, domnule. Mi-a zis și mie, domnul Crețu, să... Să vă aduc la cunoștință, să nu mai aveți ceva cu el, de exemplu, dar nu știu. A, vă zici dumneavoastră să nu mai aveți ceva cu el? O să ai ceva cu el personal. N-am nimic personal, Doamne ferește, chiar nici nu... Asta era singura problemă, să am treabă cu Benoni Crețu.
sau cu vreunul din angajați. N-am făcut pe niciunul prost, n-am făcut pe niciunul... Dar nu poți să faci pe cineva prost. Dacă mi-a zis că-s prost, trebuie să-mi zici. Prost, mă fac mal. Totuși, na. Așa că... Dacă mai sunt întrebări, vă rog frumos să spuneți întrebări. Vă comiteți, eu nu pun nicio întrebare. La sale, când e președinte, vreau să-i pun preilor de zile, nicio întrebare. Bă, viu la... fac și-o online. Exact. Poți să fac online? Da. Încă suntem în situație de criză. Poftim? Încă avem COVID în țară, nu pleca. Ce să veniți? Da, doamna primar, vă rog frumos să-mi ia duci la te-am scăpat în ziua asta. Dar ce am înțeles că este o micro foarte mulți prieteni odată așa, în comună. Nu, aveți voi informații? Nu, trei, așa că nu... Deci, noi, dacă nu primim situații de la... Deci oficial sunt trei. Da. Neoficial, multă lume este rece. Deci dacă nu primim situația de la Direcția de Sănătate Publică, noi nu putem să ne exprimăm că omul e bolnav de COVID. Știți ce am auzit? Dacă de asta vă spun, că a fost o cumătrie la distanță de este. O cumătrie? Da. Așa. Și că sunt bună de toți. Cine da. Vă zice? Angajată dumneavoastră? Da, te rog frumos să te înscrii la cuvânt, doamna da. Consilieră. Văd că dumneavoastră ai când... nu mi-a zis angajată, dar știți cine mi-a zis? Ca să spun ce spun, Vierașul mi-a zis. Așa, ca, acum ca să spun, cine mi-a zis, că și copilul de la mic l-a dus la spital, că e de la asta. Dar nu mi-a zis angajată, să știți că dacă vreți să vă răspunzi corect, asta, vă că te agiți degeaba, deci că dacă te-au... Păi de la ea uite, vezi că ești încălțată pe dos. De? Și uite la încălțatul ăsta, după aia să vorbești. Domnul Gălățar, nu mai iasă. Nu cred că ar fi cine mi-a zis, dar să știți că eu n-am nicio angajată, doamna consilieră. Păi dacă se spune angajată, eu nu sunt angajată, sau nu am angajat, cum sunteți dumneavoastră angajată la societatea care sunteți angajată. Eu n-am nicio societate. Da, de la ea au pornit tot. Dar n-am angajat. Ca să, și nu-i niciunul confirmat. Să fie clar că eu n-am niciunul angajat în comun. Bun, deci ca să lămurim lucrurile, noi nu putem să spunem că avem sau nu avem infestați cu COVID, decât dacă sunt confirmați prin doctorul de familie, care iau și ei acum, am înțeles... Vă mai anunță ăștia de la DSP. Da, ne trimit zilnic. Normal, adică, ce vorbește în afara primăriei și vorbește, dacă dumneavoastră ne veniți cu informații și ne dați cu... Dar domnul Gălățanu, cred că toată lumea e răcită. Dacă stăm așa, ne uităm și dacă este răcită lumea, să știți, este răcită, într-adevăr. Dar atâta timp cât nu este confirmat, nu-și face un test, n-are, că el zice, știi cum, domnul Gălățanu, știi cum, dumneavoastră sunteți, sau eu sunt răcit. Da. Și eu vă te-am răcit, nu știu ce, ăsta are COVID. Păi acum... Nu, dar stați așa, da, la nivel. Omul care aude, interpretează, bă, ăsta e covidat, cum zic ei acum. Dar până nu am un test oficial sau dacă nu confirmă prin Direcția de Sănătate Publică, deci noi nu putem să... Că se raportează la primărie, se raportează la medicul de familie. Doamna Camelia, o joc, că văd că ești așa agitat. De ce nu vă agitați să propuneți? Că am văzut că în campania electorală a fost să lățească domnul Atisa. Deci, că este posibilitatea că am văzut că lucrați la... Eu chiar am vrut să vorbesc cu patronul meu, să-ți dea cât o costa pe metru. Sincer, acum, deci că mă gândesc că dacă vine asfaltarea la Florin, să-i fac calcul de acum cât costă. Că o să fac sânge, normal. E corect. Și scuze, mai ales cum am luat eu ceva bun, ceva frumos, și s-o lățit șoseaua, poate să vină mai asta, comuna vii cu un proiect Gorj Amalesc, că sunteți majoritate. Venim și noi, și eu, uite, susțin chestia asta, veniți cu propunere, că asta măcar să facă picol la Vierașul, la Valiunii, să o tăie din asfalt. Era, ziceați că e îngust, acum l-au mai tăiat, e mai lat acum că l-o tăie. Nu la Vierașul, la ăsta, Boris, la Valiunii, la Abo. Să o tăie din asfalt. Deci nu veniți, vă văd cu inițiativă, că am văzut că stai numai când nu trebuie. Dar vă vine cu o inițiativă, doamna Păsărie. Da, când vii cu așa ceva, trebuie să vii și cu finanțare. Domnul președinte, președința, atât ați judecat-o astăzi și ziua ei din naștere. Da. O să-i spuneți la mulți ani. Deci un fel de la mulți ani. Ați terminat-o astăzi. La mulți ani, doamna Păsărie, la mulți ani, multă sănătate. Un an de zile nu i-a zis nic. Nu, dar ia o să... Nu-i normal ca așa consilieri să retoric spun și eu chestia asta, că o sărit cu... Păi e normal dacă știa că ziua ei din naștere... Nimeni mai zice nimic. Dar nici Ana, auziți? Nici Ana nu a spus nimica.
Dar nu e, dar acum ce este? Nu a spus. A spus că nu e adevărat. O spus ce nu a spus, a spus tare. Deci informația, informațiile vine mai deranjat, nu zis că angajata mea. Eu n-am nici angajat oameni. Adică la magazinul. Dar nu știi toată lumea că e magazinul, familie acolo și Dumnezeu acum. La magazinul care ce magazinul familie? Dar cui e magazinul ăla? Domnul meu, de exemplu, stai e chestie. Când o să sari băiatul vă ta, de exemplu, costumă chestii. Măi, oameni, dar cui e magazinul ăla? Eu, Cristea Gălățanu, Florișoan Cuță. Și? Poftim? Cine e persoana respectivă? Cristea Gălățanu. Dar spune Cristea. Cineva că e magazinul Sandor, nu știi toată lumea că e magazinul Gălățanu. Domnul meu, este o tărâne. Este o tărâne. Când nu ești acolo, da, este o tărâne judecătorească din 2004. E adevărat, eu am înțeles că așa e. 4, deci nu mai este. Nu, dar dacă o zis nu greșit, cred că. Eu știi că e magazinul Gălățanu. Domnul Gălățanu. Dar dacă întrebați unul, întrebați unul magazinul lui Sandor, dacă știi în două, în afară de Odobeș. Știi că sunt trei angajat. Că nu sunt fiți acolo și până la încălzată pe deosebit distanță, știți? Că nu aveți nicio treabă în firma. Eu am văzut chestia asta când i-a zis lumelinte cineva. Da. Și lumelinte s-a uitat să vadă dacă e încălzat pe deosebit. Și așa, lăsați. Eu vorbă politică. Eu vorbă politică. Eu vorbă politică. Auzi? Atunci e tare de gură. Cred că mi-a venit o făcută de gara, gata. Le-am făcut-o, nu e adevărat, nu uite atunci o zi, poate vă mai ce de-aia. Am zis, transmit, domnul ăsta, e urmă. Transmit, e la mine, la stări și am înțeles că vreau să vină, vândă și el. Dacă mai sunt întrebări, chiar trecem la altceva și să discută altceva, să duce altceva cu comun. Suntem la, oricum suntem la interpelări. La divers, da. Divers. Deci, problema lumina de la Odobești. Au fost, deci o săptămână, două, înainte de, cred că, de Crăciun. Acum iar, din nou, ce se întâmplă? Acum este. Dar vicele ești vinovat. Tu să spui, să te supie pe mine, ți-a spus clar. Acum nu știu dacă este vinovat sau umblă cineva direct acolo. Nu, nu, mi-a zis el. A doua oară i-am zis, a doua oară, eu am avut discuții cu el, am să știi că chiar am putea discuții. Asta am venit odată la primărie și am zis la primărie. Și odată i-am zis, când a venit, poate să iau un arac, nu trebuie să așteptăm la firmele astea, poate să dăm bani oamenilor. Nu, să-l văd cu harac de ochi, sâmbii, să-mi spune. Băi, dacă să ai lumină în sat, auzi, dacă nu te duci, dă-ți demisia și să ia talța. Nu-i corect, dar ferească Dumnezeu. Dar v-ați luat odată când aveau cască în cap oameni autorizați. Și v-ați luat ei, când au cască în cap, acum dăm cu prăjurile. Ce, n-am luat chef de ei? Fratele dumneavoastră. Păi, și-a spus că da, de dreptate, că n-avea acasă. Păi dați, acolo poate să întâmple și un accident. Aici nu se poate întâmpla. S-a urcat pe stâlp, el nu se urcă pe stâlp, domnul. Fă-o de fericit. Mai rău faci, mai rău. Ferească Dumnezeu. Dar și-ai cască, și-ai cască. Nu, eu n-am nimic împotriva, așa. Da, da, el nu e autorizat. Nu vedeți o problemă, o vedeți un profil și altă problemă de finanță. Uitați-vă la șurul. Așa cu lumină, de asta sunteți supărați așa de tare? Ați uitat când în mai, nu știu când, se făcea, iluminatul public era pe ore și cred că o să revină la cât e de scump. Că veniturile comunei nu crezi de nicăieri. Nu, doamne, dacă era cu ore, de exemplu, sunt ceasurile, puteți să puneți ceasurile, puteți să puneți ceasurile, de exemplu, într-adevăr, sunt ceasuri cu pornire și cu pornire. Într-adevăr, între ora de busală și în viața sa. Acum, ca să vă zic cinstit și corect timpul nopții, să spun, nu are nimic. Așa e, dar nu numai... Lumina nu a fost numai în Odobești, nu crezi, dacă era și la Tisa și era și la... Și oamenii spun, dar mai vezi acum ce fac compensa. Sare ăștia mai bine lumină. Că după aia vine vara și noaptea mică și nu mai e problemă. Dar acum, dacă da, tot guvernul nostru... Că lumina nu a fost întreruptă de noi. Deci, da, eu n-am zis. Eu nu am spus. Explic un pic. Sunt câțiva stângi pe zona asta, partea stângă, de cu la Mima, în zona acolo, care s-a plecat, însă lăsați. Și firurile de la unul la altul s-au adunat. Când bate vântul un pic, ele fiind lăsate... Câte adrese? Trebuie făcut adrese la el, oa? Să vină să facă... Și da, am făcut adrese... Câte adrese? De 6 ani ești, de 7 ani ești. Păi nu e, ci gata. Am făcut o grămadă, vreți câți să facă? Păi dar ai făcut-o la el, domnul. Păi, ai făcut-o la el. Eu ți-am spus chestii. Normal, din postul ăla, dar eu n-am spus niciun lucru. Exact, am făcut ceva, nu ai făcut nimic. Acum, dacă... Dacă e nevoie să... Domnul Gălțan, domnul Gălțan, îmi permite să intervin că sunteți președinte. Da, da, domnul. Dacă vorbim de iluminatul public, eu cred că în ăștia 6 ani, de când eu sunt la al doilea mandat de consilier local, nu au fost probleme așa cum erau în mandatul
trecute, adică înainte de 2016. Dacă luăm în calcul că la Ciuturești ardeau numai cu patentul, aprindea seara și aveți oameni desemnați care mergeau și lua siguranța, punea siguranța, arunca patentul. Nu se compare cu iluminatul public de acum, care, sincer, nu au mai fost probleme. Doar la Odubești, am înțeles că ceva stâlp care nu poate să-mi zic prăștina, cum spuneți. Nu, trebuie să-i să fac fotografii la stâlpii care să-l sasă. Adică dacă omul ăla moare acolo, nu spune Plătiți Gălățanu, știi? Bă, nu Plătiți Gălățanu, prăștina. Ești plătit ca lumea de ziua, ca să mă denigrez întotdeauna. Atât mă plătești, doamna, cât m-a plătit dumneavoastră. Pe toată lumea plătit, doamna, m-a plătit pe mine. Vezi că nu, eu nu ți-am zis, doamna, vezi? Deja, pura păcătosul... Cum n-a spus, doamna? Doamne, uite, sunt... Camera! Nu! Dă preluare la cameră, dacă am zis doamne. Am zis că ești plătit bine, mă denigrez. Domnul președinte, sincer, n-am auzit nimic, mă tot gândesc. Oare ce ați vrut să-mi spuneți dumneavoastră că a făcut o laie? O laie înseamnă coaie fără lână. O laie... Serios, dacă nu mi-a rămas așa, mi se repetă în expresia asta. Oare ce-o fi vrut domnul Gălățan să spună prin expresia asta lui domnul... Știți? Online. Acum să vă spun o chestie. N-am mai reținut realitate vă spun. Am un nepot și acolo mare și are și facultatea făcut și mie zicea Moș Andrei. Deci, mă duceam întotdeauna cu bubane și era mic și el ca să zic o prostie zicea Ciuciu și arăta și semn. Și zic, băi Andrei, ce înseamnă Ciuciu? Nimic. Și așa și ăla. Așa și aici. Ăla e nimic. Dacă mă întreba mai dinainte, nu mă mai chinuiam asta. Dar mă chinu. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, eu personal îi urez la doamna consilieră și că e ziua ei astăzi, la mulți ani, multă sănătate, la întreaga familie. Să știți că puteți, mă scuzați, puteți să-i urați și doamna Valin, că a fost și ziua ei pe 14. La mulți ani, știi, dar eu acasă vă spun ce este. Nu mă uit la zilele robaste și nu mă uit. Da, la mulți ani și la doamna, în calitate de președinte și în calitate de consilier local și în calitate de cetățean al Comunei Odubești. Și colegi partid. Da. Păi, dar nu știi, eu nu mai este pe ei. Măcar câte companii ți-au făcut, m-am cestit. Cu făcut, cred că singur au fost în care ți-au făcut. Auzi, dar deși acum tu o susțin. Întrebare, deși o susțin. Deși o susțin tu acum. Eu luat oamenii lui. Eu luat oamenii mei. Mă durut. Nu a fost problema. Dar deși o... Nimeni de zi, ceva este un semn de întrebări. Putea să, putea să spună domnul... Dar de niște că s-au împărțit întrebările noi. Suntem colegi. Corect. Păi da. Dar nu e un lucru rău asta. Care are dreptul să discute cu cetățenii? Să le arăt că dacă... Nu mai zic, să registrăm. Ce mai mult, adică la următor. Pot să vă mai spun că, să știți că vă mulțumesc personal și numele, cred, ca primarul și a secretarului, că cum a decurs aceste 4 luni de zile care a fost eu președinte, vă rog frumos să mă iertați sau să mă scuzați dacă am avut ieșiri necontrolate sau ieșiri justificate, neconform ce vrea dumneavoastră să auziți de la mine și poate am spus și unele lucruri, să știți că le-am spus chiar cu adevăr și cu realitate, n-am nimica cu nimeni, n-am nimica de mi-am reproșa, nu am nimic. Să vă spun cinstit, mândru că mi-e prin comună, mă mândresc ce am făcut înainte, cu toate greșelile care le-am făcut. Mi le însușesc, le iau ca atare și acum, ca să vă zic cinstit și corect, mi le iau și pe alea care nu le-am făcut. Le duc mai departe, asta mi-e crucea. Am și o vârstă de acum, am o leacă să ies la pensie, dacă vreau Dumnezeu să fiu sănătos, asta, ceea ce vă doresc și dumneavoastră și doamna primar și domnul secretar și la toți angajații din primar și la toți cetățenii, cum doresc toți. Și am spus-o și o spun și acum de față. Și îmi doresc eu mie să vă dea Dumnezeu vouă. Și vă doresc vouă mie să vă dea tot Dumnezeu vouă. Adică ce-mi doresc eu mie? Nu mai vorbiți așa ca și cum vă luați la remedie. Nu mai e bine, eu sau faci un aia. Am impresia că își dă demisia din partid. Nu vorbește un politician așa niciodată. Nu să știi demisia ca să mi-o dau și mâine de acolo. Nu, dar vreau să zic un politician niciodată. Să știți că nu stau consilier pentru că am un interes sau ceva. Nu, stau consilier, vă spun sincer. Eu am zis altceva, mă rog, că înțeles altceva. Nu, eu înțeleg. Vezi? Așa și eu când zic foarte multe fraze și înțelegeți altceva. Vezi?
Pentru că un politician niciodată nu și-a răspuns niciodată. Vedeți, domnul Maus. Adio, PDL. Adio. Declară ce să ședim. Vă mulțumesc. Thank you.